Salutare, salutare! Bun venit la un nou episod de Minecraft, fraților, paradisul animalelor. După cum vedeți aici, fraților, am reușit să repar insula, marea majoritate. Au mai rămas, anumite blocuri care trebuie reparate. Da, nu mai arată exact ca înainte, dar nu e nicio problemă, frate. Opa. Bă, aici ceva nu dă bine, dar nu știu ce. Hai că l-am pus dacă e. N-are nimic, frate. Trestea abia am apucat să o curăț. Avem nevoie de... Opa, mi-a mai rămas o bucățică. Bă, nu știu... Numai atâtea bucăți am avut. În fine, n-are importanță. Dar... Ideea e că avem nevoie de foarte multă trestie și pe episodul următor o las aici. De fapt, nu o las aici. Hai să fac direct hârtie din ea. Așa, frate. O să avem nevoie să facem multă trestie. De ce? Ca să avem mending. Deci pe următorul episod o să încerc să fac ceva fermă automată de trestie. O să fie prima mea fermă. Uite aici mai punem niște hârtiuțe. Avem ceva ouășoare. Am făcut și ceva level. Mă, nu-mi place. Time set day. Salut, căluțule! Bă, nu știu, am căutat să-mi pun o șa pe căluțul ăsta, o șa, o armură, și nu mai am absolut niciunde, sunt niciuna. Sunt sigur 100% că am avut. Ai, că nu dai și două găinușe. Deci cred că cineva... Bă, stai acolo. Mi-a furat tot, bă, frate, toate șeile de căluț. Nu șeile, armurile, pardon. Și pe episodul de astăzi, bineînțeles, eu filmez un episod unul după altul, acum, de exemplu, ăsta îl filmez sâmbătă. Sâmbătă nici nu știu cât suntem azi, 8 sau 9, ceva de genul. Ideea e că nu știu când îl postez, pot să-l postez abia vineri. Weather clear. Și am făcut rost de niște name tag-uri. Bă, uite, hai să folosim aici prima dată. Bă, dar nu știu cum să folosesc name tag-ul. Ce e aici? Ah. Uite așa. Uite, trecem cu a. Bă, stai că nu așa se folosește. Bă, ai de capul meu ce paletă sunt. În fine. Fai, nu. Ne ducem înapoi până acasă. Uite, bă, că mai rămas un pic de sânge, să-i spunem, pe aici. Acasă la ursul brun acolo. Mamă, dar ce farsă, vreau să-mi fac o viță. Nu, eu am lăsat așa direct brun. N-am mai spart. Name tag-urile, bă, frate, se fac aici, la Anvil. Păi și? Stai, că nu mai știu. O video. Bă, faza că mă... Ah! Bă, nu, deci m-a costat doar un level să le fac pe toate. Nu, nicio problemă. Atunci ne ducem și le punem pe toate la oviția, nu? Bă, stai să-mi iau și niște lapizi. Ideea e că vreau să-mi fac un pickaxe mai blană. De fapt, e foarte bun și ăsta, doar că are sirp, dar bă, nu e aici, stai că pe aici. Bă, dar numai bucata asta de-am găsit-o eu atunci acolo. Bă, ăștia mi-au furat tot, bă, frate, bă. Deci nu mai am lapis, nu mai am diamante. Bineînțeles, probabil vă întrebați cum i-am făcut pickaxe-ul ăsta. Nu spunem, dar ideea e că Ovidiu mai avea undeva diamante. Noroc că nu n-o căutat peste tot nociv. Bă, dar m-au furat, mă, tot numai așa îmi dau seama. Când stau să caut și văd că nu mai am absolut nimic. Sau aveam aici lapis și nu l-am observat eu? Hoțomani, bă, ce să le mai cer, mă? Hoțomani, lume plină de hoțomani. Și să ne ducem, facem, să spunem, o mică farsă, așa, pentru Ovițianu Barbasanu. El ne-a făcut o farsă, ne-a pus mustață. Nu a fost nicio problemă, sincer mi-a plăcut farsa și eu am făcut următoarea treabă, stați că vă arăt, da, sper că ați văzut episodul. Mi-am făcut barbă, frate, mi-am tras dita mai barba acolo. Bineînțeles că o să zic, bă, care mi-ați făcut barbă, bă, că nu-i frumos. O să dau vina pe altcineva, uitați aici avea Ovițianul diamante și nu spuneți de ele, uite încă un name tag. Dar, în fine, nu contează. Bă, hai să vedem ce reușim să ne punem noi pe pickaxe-ul ăsta blană. Mă, ținem cont că mai are 9 diamante. Hai să fac eu o altă treabă.
Nu-i nimica, o să le dau înapoi o viță, promit. Ce haș am făcut eu aici? Deci ai mai rămas cu un singur diamant o viță, deci promit că o să ți-l dau înapoi, nici nu o să-ți dai seama că ți-a lipsit, nu-i nicio problemă. Să vedem, ideea e că nu știu exact la cine, de fapt... Stai așa, frate. Stai așa că nu e așa. Păi da cum, hoțomanii ăștia au furat... Bă, aici cel mai bun loc să-ți ascunzi ceva, în peștele ăla. O viță, chiar nimeni nu cred că s-ar gândi. Uite așa, frate. Gata, frate, nu știu care a fost șmecherul de-a pus atâtea diamante, dar eu le-am furat. De ce? Pentru că mie nu ceva nu mi-a furat un stack întreg de diamante, bă, 64 aveam, bă. Și bineînțeles... Acum să fiu sincer, nu erau muncite de mine, erau găsite. Erau luate ba de la o viță, ba de la nu știu cine, tot așa, adică găsite, primite cadou, că vă dați seama, nu m-am apucat. Uite așa, o viță nena. Bă, fix 9 diamante ți-am lăsat înapoi și hai să vedem, poate îmi fac eu o armură mai... De fapt, nu pot să-mi fac o armură mai blană, că n-am level. Asta e viața, fraților. Nu avem level, frate, să ne facem. Bam, bam, bam. Trebuia să fac eu mai mult level, da. Chiar nu m-am gândit, nu? Hai să vedem prima dată ce ne-ar da pe marele șmecher pickaxe. Bineînțeles că mie îmi dă tot unbreaking, nicio șansă să-mi dea altceva și aici îmi dă Trons 2 ăla. Bă, nu știu, nici acum nu știu ce înseamnă Trons, mi-ați mai spus voi și am mai dat eficiență 3 unbreaking. Pe ăsta aveam eficiență 4, mending, steel touch. Și așa, protection 3. Opa, red, leather clear. Am level 28, bă, oare reușesc să mai fac un pic de le... Time set day. Bă, hai să te bag cu pickaxe-ul ca să... Nu pune păcatul să bubuiți acum, că n-am chef de treaba asta. Acum dau cu pickaxe în tine. Așa. Să fac level pe pickaxe, să mă apuc să-mi rep... Par. Hai că mi-am reparat dacă e. A, uite ce-am făcut aici. Mi-a dat doar 11 bucăți înapoi. Apoi cu 11 bucăți nu mai astup eu ce-am făcut aici. Acum trebuie să stăm să reparăm și asta. Bă, dar numai farsă, mă, n-am reușit eu să fac. În fine, hai să ne ducem să-i facem farsă aici la obiția, nu? Bă, salut, grasule. Gata, frate, bă. Așa, frate, redenumim tot. La tot ce are aici dăm numele de Ovidiu. Aici n-are nimic? Ovidiu. Ovidiu, Ovidiu, Ovidiu. Na, frate, o mică farsă. Purcei, clar, sunt Ovidiu. Ovidiu. Gata, frate. O mică farsă, să spunem așa. Bă, n-am cu ce să... Ba, stai că porce pot să-i înmulțesc. Uitați-l, frate, pe Ovidiu Junior. Ovidiu Junior. Tocmai l-am făcut pe Ovidiu Junior. Na, frate. Bă, tocmai mi-am dat seama de altă treabă. Puteam să-i pun alt nume, să-i pun pe toți cu capul în jos, bă, dar nu m-am gândit. Nu-i nimic, a lăsăm așa deocamdată. Bă. Pandalinul ăsta oare are vreun nume? Frate, pe tine cum... A, te cheamă Oaie. Am uitat, frate, că pe tine te cheamă Oaie. Bă, na, parcă nu i-am făcut ce știi ce farsă loviță acum. Am ceva pe la mine? Bă, n-am nimica. Mai am niște lapis. Nu-i bine, frate, nu-i bine. Guiți, guiți. Porcișorii, vulpițele, bă, dar ce lipsește oare de aici sau ce aș putea să mai fac eu?
Mă, la Costin nu i-am mai făcut nimica. Ah, hai că nici n-am dita mai gaură acolo. Hai să vedem, bă. Ce-ar fi să fac și eu sărit? Ce-am făcut, frate? Du-te, frate, acum. Mă, fii atent că nu pot să controlez cartul. Hai, frate. Și iuhu, ne dăm în carusel. Dăm cu spatele, noi suntem jmecheri. Ce campfire are acolo, mă, și nu ia foc. Bă, da, urcă, mă, nu glumă. Mă, nu s-a jucat. Costin a făcut aici, Dita, mai creația. Opa, opa, stai că buguim. Asta e sign-ul meu. A rămas acolo, e bine. Opa. Bă. Cine a pus oare diamantele astea aici? Mă, frate. Mă, eu mă arunc. Oare aici are? Ai de capul meu, hai că m-am aruncat la 50.000 de kilometri, vreau să mă arunc pe aia lui, dar n-am nici cea mai mică idee unde ar fi. Mamă, ce bun sunt cartofii ăștia, că... Bă, parcă e cam puțin farsă acolo ce am făcut eu lui o viță. Ar trebui să-i mai facem ceva, dar nu știu de ce să mă iau. De brunețica n-are rost să ne mai luăm. Nu eu mai stricăm pe brunii. Pandalinul deja e stricat de altcineva, casa asta, nu mai zic. Ce am putea să-i facem noi oare la Ovițianu aici? Uite aici, încă o mică farsă, nu se știe, donator suprem, Easy Cătălin. Easy Cătălin, fratele urs la putere. Gata, frate. Nu pot să numesc Weather Clear. Clear, așa. Nu pot să numesc asta cea mai tare farsă, dar ideea e că i-am dat un pic de lucru. Mă, îmi place unde și-a mutat peretele. Deci, următorul Ovidiu, Ovidiu. I-am redenumit toate animăluțele Ovidiu. Bă, tocmai mi-am dat seama de ceva. Ovidiu. Deci ăsta e cel mai tare. Perfect, zombiul ăla e blocat acolo și ăsta nu se mai despawnează. Arată-i bă numele. De ce nu-i arată numele? Ovidiu. Dă-i mă frate că intru la tine, dau cu morcov după tine. Ovidiu, dar de ce mă bați, Ovidiu? Aoleo, aoleo, n-am făcut ceva bine aici. Tocmai a murit vulpița polară. Nu-i problemă, fraților, în afara episodului o să-i fur una de aici. El nu știe de acolo. Și o să-i punem aici. La Ovidiu. Salut, Ovidiu. Fraților, acesta a fost episodul. De data aceasta o să fie un episod mai scurt, nu-i nicio problemă. Da. Cine-o fura, frate, tot ăsta de aici? Bă, care e, mă, hoțomanul? Ai de cap, mi-a furat-o portocaliu ca să-l facă pe o viță. Bă, ăsta numai nociv poate fi, el e singurul care e hoțoman, stă să fure, bă, deci nu mă gândeam la asta. În fine, eu când filmez deocamdată nu știu cine a postat treaba, nu știu cine a făcut farța aia. Hai să ne mai băgăm o dată aici. Fraților, acesta a fost episodul, sper să vă placă. Cel mai mult îmi place zombiul ăsta cu numele Ovidiu. Bineînțeles, ideea asta de farsă a fost luată de pe chat, din ideile voastre. Așa că mai aștept propuneri. Dacă ești să postați ceva acolo și îmi place, fiți sigur că o să apară și pe serie. Pe serie, auzi, doamne, o blâbâi. O să apară și pe serie. Deci, fiți pe fază, mai urmează. Pa, pa!